Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Începutul de an școlar a fost tensionat la școala generală numărul 2 din Sebeș. Nemulțumită de noua conducere a instituției de învățământ, cadrele didactice nu au participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Instituție de elită la nivel de învățământ județean, școala gimnazială numărul 2 Sebeș, are de aproximativ 2 săptămâni conducere nouă. Inspectoratul școlar județean Alba a numit director al școlii o persoană venită din afara școlii. E vorba de profesoara Mariana Iulia Iftimie Pavelescu, cadru didactic din anul 2001 la Catedra de Engleză Română. Dascălii școlii din Sebeș nu au agreat instalarea în această funcție a profesoarei Iftimie Pavelescu, fapt pentru care au apelat la această formă de protest. De altfel, în preambulul festivităților de deschidere, profesoara Zdrenghe a anunțat elevii și părinții de protestul cadrelor didactice. Dascălii de la școala noastră s-au hotărât să nu participe la deschiderea festivă a anului școlar din cauza faptului că suntem nemulțumiți vis-a-vis de numirile făcute de ISJ Alba la conducerea școlii. Persoanele numite în funcție considerăm că nu ne reprezintă. Și pe cine ați dorit dumneavoastră? Potrivit doamnei directoare, locul a fost vacantat și dânsa a fost numită pe locul rămas liber. Preferam persoane din cadrul școlii. Persoane care cunosc situația școlii, problemele școlii. Ne-ar fi fost mult mai bine. Nu vrem să facem lucruri care i-ar putea afecta pe copii. Deci doar nu vom participa la deschiderea festivă. Vom prelua clasele, după care ne vom face datoria, ca diriginți, ca învățători. Deocamdată e primul pas. Directoarea a înțeles reacția cadrelor didactice pe considerentul că reticența la nou stă în firea omului. Speră însă ca lucrurile să reintre în matca firească, pentru ca împreună cu întreg colectivul de dascăl să mențină școlii renumele pe care îl deține, dar să și rezolve probleme stringente precum lipsa a 7 săli de curs sau nevoia de renovare a imobilului în care funcționează instituția de învățământ. Cred că este mult prea spus boicot. Să luăm de la început un pic firul acțiunii. În data de 31.08, postul de director din această unitate școlară s-a vacantat. Fostul director, doamna profesor Meghe Adriana, și-a declarat opțiunea de a nu mai ocupa această funcție, funcția rămânând astfel vacantă. La propunerea inspectorului general al județului Alba, am acceptat această propunere și am venit pe funcția din această școală pentru anul școlar 2012-2013. Anumite cadre didactice am înțeles că nu sunt de acord cu această numire, totuși este o numire legală. Nu sunt un cadru didactic nou, mi-am făcut tot timpul datoria și mi-am dedicat viața pentru educarea elevilor. Cred că cei 11 ani de experiență mă vor ajuta să putem rezolva toate aceste probleme care apar în această unitate. Sper că pe parcurs și cei care sunt puțin dezorientați de această numire să accepte, văzând că deschiderea necesară din partea mea există, o colaborare și comunicare pe care mi-o doresc dintotdeauna cu ei, știind că doar împreună putem duce această școală sau putem spune chiar să o păstrăm la acest nivel înalt la care este și astăzi. Festivitatea de deschidere a decurs firesc cu slujba de binecuvântare pentru începerea noului an școlar și citirea mesajelor transmise de prefectul Dan Simedru și primarul Alexandru Dăncilă. La eveniment a fost prezentă și Rodica Groza, inspector general adjunct în cadrul ISJ Alba, care a felicitat elevii și profesorii pentru rezultatele școlii. Începutul acestui an școlar ar fi
Festivitățile au trecut și începe anul școlar, iar cadrele didactice de la școala gimnazială numărul 2 Sebeș nu exclud și alte forme de protest, care să nu afecteze însă sub niciun fel cursurile și pregătirea elevilor. Ca de obicei, toamna se numără bobocii, iar astăzi clopoțelul a sunat în județul Alba pentru aproximativ 55.000 de elevi. Anul acesta, școala a primit în rândurile sale mai mulți boboci datorită celor care au intrat în clasa pregătitoare. Fiind o noutate în sistemul românesc de învățământ, această clasă a dat mare emoție atât copiilor, cât mai ales părinților și cadrelor didactice. Astăzi s-a dat startul noului an școlar. Ca de obicei, înainte de a păși în curtea școlii, elevii au trecut mai întâi pe la florării pentru a cumpăra un buchet de flori doamnei învățătoare. În piața din cetate, oferta a fost una bogată și pentru buzunarul fiecăruia. Ne-am orientat să fie prețuri mici pentru că lumea nu prea are bani, e criza financiară. Începând de la 6 lei buchetul de crizantemă, 7 lei garofițe, 3 garofițe, 8 lei orhidea de Thailanda, 12 lei un crin și eu știu 15 lei gerbera, trandafir 20 cu gipsofila. Plin de emoție, dar și dornici să-și revadă colegii, elevii din clasele mai mari au format careul în curtea școlii, așteptând cu nerăbdare începerea noului an școlar. Și cum a fost în vacanță? Foarte frumos, mi-a plăcut. Ce așteptări ai acum de la clasa a treia? N-am, nu știu ce așteptări. Aștept să fie frumos și să petrec un an de școală foarte bun. Eu acum trec în clasa a doua. Ce ai făcut în vacanță? Am fost prin locuri minunate alături de părinții mei. Cam pe unde? Cam pe Transfăgărășan, pe Munții Făgăraș, pe Creastă, la mare, pe platoul Bucegilor, la Castelul Peleș, la Curtea de Argeș. Foarte frumoase lucrurile pe care le-ai văzut. Ai ce povesti acum în noul an școlar. Ce așteptări ai acum? Ce vrea să faci acum în clasa a doua? Ce am făcut și în clasa a întâia? Sau chiar mai mult? Emoții mari? Mai avem un copil pe clasa a treia și nu avem așa emoții mari. Și cam cum ați încercat dumneavoastră să spunem în dimineața asta să pregătiți copilul dacă deja aveți o experiență pentru clasa 1? Cu ghiozdănel, cu tot ce ne trebuie pentru școală. Cam care au fost cheltuielile dumneavoastră, să spunem, pentru cei doi copii acum pentru prima zi de școală? N-am făcut încă o socoteală. Și a sunat clopoțelul. Pentru toți cei de față, elevi, profesori, părinți, anul școlar cunoaște câteva repere fundamentale. Începem cursurile azi, la 17 septembrie, și luăm vacanța la jumătatea lunii iunie. Între 17 septembrie și 21 iunie ne desfășurăm activitatea într-un lăcaș de învățătură și cultură, care este școala. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Însoțiți de părinți, bunici sau prieteni, elevii claselor pregătitoare și a claselor întâi au așteptat să fie repartizați învățătoarelor și împreună cu acestea au pășit pentru prima dată în sala de clasă. Muntean Rafaela. Muntean Rafaela. Munteanu Maria Gabriela. Nicolaș Lucas. Palcău Madalina Maria. Palcău Madalina Maria. Vă doresc în primul rând multă sănătate, putere de muncă, copiii să fie sănătoși și sper că împreună, doar împreună, putem realiza doar lucruri bune pentru copilașii noștri. Baftă în noul an școlar! Început de an școlar emoționant la Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia. 120 de boboci și-au luat rămas bun de la părinți și au fost primiți cu bucurie în rândul elevilor militari. După salutul și urările oficialităților prezente la ceremonial, elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au pornit în noul an școlar cu binecuvântarea înalt preasfințitului Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia. Astăzi este o zi de aleasă bucurie, pentru că porțile școlilor se redeschid și elevii
se reîntorc spre a-și continua urcușul, dascălii se reîntorc pentru a-și educa și modela discipolii. Cel mai emoționant moment a fost de departe primirea elevilor de clasa a noua în rândul efectivelor Colegiului Militar. Dragi colegi mai mici, bun venit în marea familie a Colegiului Militar. Recunoaștem că drumul pe care ați pornit astăzi este sinuos, însă finalitatea va consta nu numai în pregătirea pentru examene, dar mai ales pentru viață. Vă vom sprijini, oferindu-vă siguranța și căldura unei adevărate familii. Vom împărtăși sentimente, vise, vom trăi alături de voi fiorii începutului și vă vom sprijini pentru o acomodare cât mai rapidă. Raul Alexa a luat cea mai mare notă la admiterea din acest an, 9,87, fiind reprezentantul celor 120 de elevi care pornesc anul acesta în clasa a noua. Am optat pentru o școală onorantă. Faptul că am fost admiși în această prestigioasă instituție de învățământ militar preuniversitar ne bucură, dar ne și obligă la adoptarea unei atitudini corecte, la multă muncă și responsabilitate. Stimate cadre din tactice și militare, strângăcia începutului, ezitările primilor pași le vom depăși datorită profesionalismului, experienței și răbdării dumneavoastră. În cadrul acestui maestos ceremonial, clasa a 11-a a colegiului a primit distinția Robert Schumann pentru cele mai bune rezultate obținute în cursul anului trecut, iar absolventa Simona Chișiu a fost răsplătită pentru onoarea cu care a reprezentat colegiul de-a lungul anilor de studiu. În final, elevii au intonat cu însuflețire imnul colegiului, dar și imnul României și au pornit cu tradiționala paradă a claselor Colegiului Militar Liceal din Alba Iulia. Mihai viteazul erou între eroi, din pagini de istorie vii astăzi către noi, cu vivăre și aspru pe aripe de timp, cu nimul de lumină din române scolim. Din cele mai prestigioase colegii din țară și-a deschis astăzi porțile în vederea parcurgerii unui nou an școlar. Atât elevii boboci, cât și cei care urmează să susțină examenul de maturitate vara viitoare au fost cuprinși de emoții la sunarea primului clopoțel din noul an școlar. Începând cu ora 9 a dimineții, elevii s-au adunat în tradiționalul careu în vederea aflării noilor săli de clase, respectiv cunoașterea noilor diriginți, unde a fost cazul. De la ceremonia de deschidere a noului an de învățământ, nu a lipsit inspectorul școlar general Dorin Sandea, comisarul de poliție Vasile Catargiu și fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, Sorin Bumb. Ca de obicei, începerea anului școlar a fost binecuvântată de un preot, după care directorul colegiului Valeriu Cerbu a strigat catalogele. La auzirea numelor noilor diriginți, elevii au aplaudat și s-au bucurat frenetic. 9G, științe sociale, doamna profesoară Busuioc, Carmen. Când clopoțelul a sunat pentru prima dată, elevii însoțiți de diriginți au intrat în clase. Bobocii liceului, cuprinși de emoții, au stat cu minți în bănci și au ascultat cuvintele diriginților. Elevii speră ca în următorii 4 ani să lege prietenii, să aibă rezultate bune la învățătură și să nu mai fie cobaii Ministerului de Învățământ. Cum se pare prima zi de școală? Destul de frumos. Este destul de frumoasă prima zi de școală, deoarece am așteptat mult această zi. Ce să spun? Vreau ca pe viitor să mă înțeleg foarte bine cu colegii, să ajung unde îmi doresc.
Ce așteptări ai de la cei 4 ani de școală? Sper să fie frumos, să înțelegem toți bine, note bune. Foarte interesant, abia aștept să-mi cunosc noi colegi, profesorii. Ce așteptări ai de la cei 4 ani de liceu? Păi, nu știu încă ce să zic, note bune și să ne aștepte Dumnezeu să excelăm. Am trecut de la parterul colegiului la etajul al doilea, unde am întâlnit clasele a 12-a care așteaptă și nu prea terminarea studiilor liceale. Ultimele două sesiuni ale bacalaureatului îi sperie puțin, însă aceștia speră să obțină note mari vara viitoare. Cred că o să fie un an greu pentru că suntem foarte solicitați, dar dacă o să învățăm și o să parcurgem toată materia, nu cred că vom avea probleme. Rezultatele proaste la bacalaureat, la nivel național mă refer, vă descurajează? Nu, cred că marea majoritate care nu s-au descurcat la BAC nu s-au descurcat pentru că nu au învățat. Cum au fost până acum pentru voi? Au fost grei, dar asta nu înseamnă că mă descurajez. Ce înseamnă, ce a însemnat liceul pentru tine? Cea mai faină perioadă? Cu siguranță, fiind clasa 12-a, o să fie un an foarte greu, e anul terminal. Aștept să mă apuc de învățat pentru că o să fie foarte greu și mă rog să mai rămân cu colegii, să petrecem ultimul an împreună. Ce înseamnă liceul pentru tine? Cea mai frumoasă perioadă, plină de prietenii și, mă rog, multe petreceri și așa mai departe. A fost și greu, bineînțeles, și cu mult învățat, dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Bobocii sau elevii claselor a 12-a speră ca perioada liceului să treacă tot mai greu pentru a parcurge cu adevărat perioada așa numită a adolescenței. Astăzi au început un nou an școlar și elevii școlii gimnaziale numărul 3 Avram Iancu din Alba Iulia. Copiii au revenit la cursuri după ce au stat o săptămână mai mult în vacanța de vară, dar au pierdut o săptămână din vacanța de Paște. Mulțimea de elevi adunată astăzi în curtea școlii de la Mic la Mare a creat o imagine plină de căldură și voieșie. Noul an școlar aduce mai multe schimbări, printre care cea mai importantă este clasa pregătitoare sau clasa 0, precum și cursurile de limba germană. Cum îi așteptați pe cei mici de la clasa 0? Primul an. Cred că totul este pregătit, adică nu cred, sunt convinsă că totul este pregătit. Toată săptămâna am supravegheat pregătirea acestor clase care au necesitat o pregătire specială și încercăm să ne adaptăm și să realizăm activități în așa fel încât trecerea de la grădiniță la școală cu un an mai devreme să nu le fie foarte dificilă. Întotdeauna ținem cont de opțiunile elevilor, de dorințele părinților și sigur că încercăm prin activitățile noastre să venim în întâmpinarea lor. Toți cei care azi au început prima lor zi de școală au așteptat cu nerăbdare, dar și emoție să-și cunoască noi colegi de la clasă și învățătorii de asemenea. Aceștia au fost conduși către sala de clasă de către două personaje de bazm. Pentru restul elevilor, emoția cea mai mare a fost revederea cu colegii și prietenii. Am pregătit bine. Cum a fost în vacanță? Frumos. Și te bucuri că a început școala? Da, a fost foarte bine. A fost scurtă vacanța? Așa. Unde ai fost? Am fost la Felix și la Mare. Și cum te-ai pregătit pentru nou an școlar? Te bucuri că a început școala? Da, mă bucur că mă mai întâlnesc cu colegii. Ce gânduri ai pentru nou an? Păi să învăț, să mă simt de treabă și să intru unde vreau. Ce așteptări ai de la nou an școlar? Să fie tot la fel. La fel cum? De frumos, de bine. Te bucuri că a început școala? Un pic. Știm cu toții că emoțiile nu sunt doar pentru copii. Părinții au fost și ei foarte entuziasmați. Aceștia și-au concentrat atenția în toate părțile pentru ca micuților să nu le lipsească nimic în noul an școlar. Aveți emoții pentru noul an școlar? Enorme. De ce? Păi trebuie să ne completăm studiile toți. Nu am nicio emoție. Am lucrat în învățământ și bine. Cam greu emoții. Cheltuială, a fost ok. Cheltuială mare? Da, pot să zic că mare și încă mai este. Ideea introducerii clasei 0 în ciclul primar, după modelul multor țări cu învățământ performant, a fost pusă în practică fără să fi fost experimentată și pregătită suficient, ceea ce riscă să bulverseze un sistem oricum fragil din pricina schimbărilor frecvente. Competiția de sezon la Apulum Agraria, cu bicicletele împodobite cu cele mai gustoase fructe și legume de toamnă, 20 de copii au pornit într-o cursă pe două roți. Cele mai frumoase biciclete, dar și cei mai pricepuți bicicliști au fost premiați după ce au trecut de linia de sosire.
20 de copii însoțiți de părinți s-au adunat sâmbătă dimineața în zona pasajului din cetate, de unde au luat startul într-o competiție mai specială. Ei au muncit toată noaptea pentru a-și decora bicicletele cu cele mai gustoase legume și fructe de sezon. Fie că au cules legumele din propria grădină sau le-au cumpărat din magazin, copiii le-au așezat cu grijă și imaginație pe biciclete și au pornit în cursă. Micuții au dorit să dea celor din jur un exemplu despre ceea ce înseamnă să fii o persoană activă și să mănânci sănătos. Ajunși în târg, micuții bicicliști au fost primiți cu aplauze. După ce juriul a deliberat, cele mai frumoase ornamente au fost și premiate. Adu bicicleta în față, uite, ne ajută tata să o vedem și să ne prezentăm. Întoarce-te să te vadă toată lumea. Ce poți? Ardei. Ai un șirac din ardei și casca ta cu ce-i decorată? Cu zmeură. Și zmeura de unde a luat-o tata așa de repede? Așa la îndemână i-a fost? Unde a fost zmeura? Bine, în clădină. Numărul 13, vă rog. 13. Este un băiat de această dată care, pe care l-am remarcat de la început, are chiar și un afiș decupat din ziar al târgului Apulum Agraria. Struguri, nuci, ardei, ceapă, vinete, tot ce este mai bun și mai sănătos a fost purtat cu mândrie pe biciclete de către micii concurenți. Câți anișori ai? 5 ani jumate. Spune-ne cu ce ți-ai împodobit tu bicicleta. Ai o bicicletă atât de frumoasă. Ce fructe, ce legume ai pus? Stugul, loșii și un trandafir. De unde ai cules tu strugurii? De la mine, din grădină. De unde ești? Din România. Din România ești, de aici, din Alba Iulia? Da. De aici am niște gogoșari, niște varză și niște... așa. Niște ardei, da? Da. Și în coș ce ai pus? Niște morcovi, o vânătă și chestii pe aici. De unde ai luat tu legumele astea? De la magazin. După înmânarea premiilor, toți copiii au fost omeniți cu clătite, chirtoșcolaci și cu suc de mere sănătos. În acest weekend, târgul Apulum Agraria a constituit punctul maxim de atracție din municipiul nostru. Peste 120 de producători agricoli din județul Alba și-au expus spre vânzare recolta din acest an. Această întâlnire în inima agriculturii a fost organizată de Consiliul Județean Alba împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură. Evenimentul a ajuns în acest an la cea de-a 21-a ediție, vizitatorii putând admira și chiar degusta diversitatea de produse expuse pe tarabe. Fie că a fost vorba de legume, fructe preparate și semi-preparate din carne, flori, vin sau țuică, mulți din cei prezenți la târg s-au oprit și la terasele mărginașe cu mici și bere. Care este atracția? Bine, mulțumim. Am venit la târg. Struguri. Struguri, vin. Am și uitat. Roșii, castraveți. Sunteți mulțumită de ce ați găsit aici? Da. Pur și simplu ieșire de duminică. Pe durata acestor 3 zile au fost organizate demonstrații culinare, activități slow food de educație a gustului, expoziții de animale mari și mici, păsări, expoziții de mașini, utilaje și echipamente agricole, degustări de vin și concursuri. Cu cele mai multe zâmbete pe buze au fost primiți cățeii. Prezentarea rasei copoi ardelenesc a fost punctul principal de atracție pentru cei mici și nu numai. Am venit să vizităm, să cumpărăm, să gustăm. Ce ați cumpărat? Am cumpărat sămânță de pătrunjel, am cumpărat cârtaboș, am cumpărat cârnați. Foarte bun. Am venit să cumpărăm. Ce ați venit să cumpărați? Deocamdată am luat ceva pateu și mere. Altceva? Ce v-a stârnit interesul? Numai cum am intrat. Ne uităm la legume. La eveniment au mai participat și producătorii agricoli din județele înfrățite, Bacchișchiun și Tolno din Ungaria, dar și o delegație de specialiști francezi din cadrul Consiliului General RON. Vizită de înaltă ținută la Alba Iulia. Soțiile demnitarilor prezenți la conferința Comitetului Internațional NATO de la Sibiu au pornit la plimbare prin orașul Mari Uniri. Principalele obiective vizate au fost traseul celor 3 fortificații, Sala Unirii și cele 2 catedrale arhiepiscopale. Ajunse la Alba Iulia, sâmbătă dimineața, doamnele au luat parte la ceremonialul schimbului de gardă și au rămas impresionate de salvele de tun de la traseul celor 3 fortificații.
Am ales Alba Iulia tocmai pentru frumusețea acestei cetăți și pentru importanța istorică, întrucât am zis că e un moment favorabil să prezentăm puțin din istoria poporului român și mărturisesc că și eu am fost foarte plăcut impresionată pentru prima dată când am venit aici și am văzut cetatea. Mi-a plăcut foarte mult, este foarte frumos restaurată, prezentarea e foarte bună și acesta este motivul pentru care am ales Alba Iulia, bineînțeles cu concursul autorităților locale, cărora aș dori să le mulțumesc pe această cale, întrucât ne-au acordat tot sprijinul. Împărțite în grupuri, soțiile demnitarilor au pornit apoi discret într-o vizită la cele mai importante obiective turistice și monumente istorice din cetatea Marii Uniri. Au vizitat traseul celor trei fortificații, castrul roman și celula lui Horea, situată pe poarta a treia a cetății. Au intrat și în Sala Unirii, unde li s-a povestit despre mărețul act de la 1 decembrie 1918, pentru ca mai apoi să viziteze cele două catedrale care păzesc cu sfințenie cetatea. Bineînțeles, doamnele nu au ratat ocazia de a se fotografia cu statuile de pe strada Mihai Viteazul. Ce au vizitat doamnele și ce reacții au avut? Pot să vă spun că au fost foarte plăcut impresionate de ceea ce au văzut până acum. Am vizitat cetatea, am făcut turul celor trei fortificații, am vizitat catedralele, Muzeul Unirii. Mi s-au prezentat câteva probleme privind istoria poporului român, tradiții culturale și așa mai departe, de care pot să spun că au fost foarte încântate. Cecourile sunt foarte bune, am stat tot timpul printre ele și am auzit numai comentarii favorabile. Comitetul Militar al NATO, cel mai înalt for de decizie militară al Alianței, s-a reunit în weekend la Sibiu, fiind prima ședință în acest format în România. Au participat șefii apărării din 28 de state membre NATO pentru a discuta probleme de securitate și strategie la nivel internațional. Etapa finală a concursului național Tinerii de Zbat s-a desfășurat în weekend la Alba Iulia. Au participat echipe la 24 de licee din întreaga țară. Județul Alba a fost reprezentat de Colegiul Militar Mihai Viteazul Alba Iulia și Colegiul Național Inochente Micu Clain Blaj. Concursul este un campionat de debate și se adresează elevilor din clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a cu scopul de a promova în rândul tinerilor valorile cetățeniei democratice. Doresc să transmit din partea conducerii Ministerului Educației, în primul rând, felicitări celor care se află astăzi aici în sală, profesori și elevi deopotrivă, pentru că sunt cei care au câștigat la etapa regională a competiției și n-a fost ușor. Practic, aici se află elita debate-ului în școala românească. Arena e aranjată, amenajată, luptătorii sunt pregătiți, un gen aparte de meci. Știu ce înseamnă pentru voi să intrați într-un concurs de dezbateri, să vă găsiți argumentele cele mai bune ca să câștigați și vă urez mult succes pe această cale. Moțiunile puse sub lupa dezbaterilor au purtat titluri precum: e timpul să afirmăm că nu trebuie să cunoști teoria democrației ca să fii un bun cetățean, ar trebui aplicate măsuri de toleranță zero pentru acte de discriminare în școli sau naționalismul este o ideologie depășită. Pentru aceste afirmații, elevii au adus argumente pro sau contra, fiind împărțiți în echipe și jucând contra cronometru, deoarece regulile unui debate sunt stricte. Este foarte important să încercați să intrați în conflict cu cealaltă echipă și pentru asta vă rog să vă ascultați. În dezbaterea pe care tocmai am arbitrat-o, a existat foarte multe discuții foarte interesante care, din păcate, doar s-ar fi putut isca, nu s-au iscat, deoarece echipa oponentă nu și-a ascultat antevorbitorul și drept care de consecință nu au reușit să contraargumenteze. Deci fiți foarte atenți și, în al treilea rând, puneți cât mai multe puncte de informare, pentru că este singurul moment în cazul dezbaterii în care sunteți puși față în față în conflict direct. În această confruntare s-a duelat echipa guvernului împotriva opoziției. Vă lăsăm pe dumneavoastră să judecați ce echipă a fost mai tare în argumente. Noi susținem moțiunea că este timpul să afirmăm că nu trebuie să cunoști teoria democrației ca să fii un bun cetățean. Aș vrea să definez în primul rând termen. Prin teoria democrației înțelegem acea cunoaștere și înțelegere puțin mai detaliată atât a unei definiții corecte a democrației, cât și cunoașterea unor principii pe care se bazează democrația. Însă cetățeanul bun trebuie să cunoască principiile teoriei democrației, principiile care stau la baza democrației pentru a le putea pune în aplicare.
Pentru a fi un cetățean bun, pentru a respecta, spre exemplu, libertatea celor din jur, trebuie să știi că acei cetățeni din jurul tău dețin acel drept la libertate. Dacă vorbim despre cetățeanul bun, acesta își influențează societatea și o face chiar și prin educație. Atunci, dacă vrei să influențezi societatea, societatea înseamnă oameni. Și cum poți să ai grijă de oameni dacă le dai doar cunoștințe? Important e să poți să porți de grijă, să poți să înveți. Și asta o faci, de exemplu, prin educație, atunci. Cum ar fi un dascăl care ar veni și ar fi foarte interesat doar de ceea ce cunosc elevii, dar nu ar fi foarte interesat de caracterul lor. Ne referim la cetățenii buni care sunt observați de societatea din jurul lor că au anumite standarde morale. Nu poți să spui, adică opoziția nu poate să vină să spune că nimeni are standarde morale acum. Sau și cum noi nu spunem că toată lumea are standarde morale. Învingător a fost echipajul din Iași, dar câștigătorii au fost toți elevii, deoarece au plecat de la Alba Iulia cu un pachet consistent de cunoștințe și cu o experiență benefică. Alba Iulienii pensionari s-au aflat la vârsta pensionării, beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun pe raza municipiului reședință de județ. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat astăzi în unanimitate această facilitate pentru persoanele de vârsta a treia. Proiectul de lege aprobat astăzi continuă practic contractul încetat recent între administrația locală și operatorul de transport. După aproximativ o jumătate de oră de dezbateri pe tema clarificării unui anumit pasaj de text, proiectul a trecut în unanimitate. Este un proiect clar, se continuă această acordare de facilități celor care sunt pensionari din municipiul Alba Iulia sau au vârsta de pensionare. A trebuit să renoim contractul pe care acum îl avem cu AIDA și înainte era doar cu STP Alba, acum având contractul cu AIDA. A fost nevoie de unele clarificări pe tema textului de proiect. Despre ce a fost vorba? Era o inversare de trei cuvinte care, observație pertinentă, de fapt, venită din partea unui consilier. Am convenit cu toții ca să schimbăm acele cuvinte și să dăm sensul exact al ceea ce vrea să prevadă această hotărâre de Consiliul Local. În rest, nicio problemă, ați văzut, hotărârea a fost votată în unanimitate. Fiecare dintre noi, dincolo de culoarea politică, a înțeles utilitatea și importanța acestei hotărâri pentru pensionarii și cei care au vârsta de pensionare din municipiul Alba Iulia. E un pas înainte și prin acordarea acelui card prin care vom contoriza mai exact transportul în municipiul făcut de persoanele în cauză. Pensionarii albaiulieni sau concitadinii de vârsta pensionării vor putea circula gratuit pe toate traseele asigurate de Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia. Cetățeanul trebuie să se prezinte la tonetele expuse de Societatea de Transport Public în punctele din centrul orașului sau de pe tot arealul AIDA cu buletinul și cuponul de pensie sau care nu au cupon de pensie și au vârsta standard de pensionare vin cu buletinul și li se emite un card cu care atunci când se vor urca în mijlocul de transport în comun îl vor scana. 25 de linii va acoperi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, cel mai lung traseu fiind pe ruta Alba Iulia între Galde. Valoarea abonamentelor lunare este cuprinsă între 60 de lei pentru Alba Iulia și 250 de lei pentru ruta Alba Iulia între Galde. Posesorul unui abonament pe acest traseu va putea folosi abonamentul pe toate celelalte linii acoperite de operatorul de transport. În perioada 17-22 septembrie, în județul Alba, mai multe localități vor rămâne fără curent electric din cauza lucrărilor de întreținere a rețelei. Este cazul unor străzi din Alba Iulia, dar și al unor comune și sate. Mâine, 18 septembrie, curentul va fi întrerupt în Silivaj parțial, Săliștea, sat Săliștea către Tărtăria, Luncile Prigoanei pe strada principală, Jidoștina, Curmături, Canciu pe strada principală, în Alba Iulia, strada Carpenului parțial, Bălcaciu parțial, Lupșa în sat Mănăstire. Miercuri, 19 septembrie, se vor efectua lucrări în Silivaj parțial, Săliștea către Tărtăria, Luncile Prigoanei pe strada principală, Jidoștina, Curmături, Canciu pe strada principală, Căpâlna de Jos și Bot Balomir, Lupșa, sat Mănăstire, Câmpeni, străzile Gării și Poduri și Arți Vârtoape, strada principală. Joi, 20 septembrie, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în Silivaj parțial, Săliștea, strada principală, Drejman și David Prodan, Luncile Prigoanei, strada principală, Hopârta, strada principală, Lopadea Nouă, strada principală, Ocnișoara, strada principală, Odvedem, Șoimuș, Asinip, Băgău, Bet,
și ciuguzăl pe străzile principale, înciumbrut pe strada Arinilor și strada Progresului parțial, în Căpâlna de Jos și în Arți Vârtoape, strada principală. Vineri 21 septembrie, curentul va fi întrerupt în lungile prigoanei strada principală, în Fărău, Șpălnaca, Turdaș, Vama Seacă, Alecuș, în Ghius pe strada principală, Căpâlna de Jos parțial și Arți Vârtoape, strada principală. Sâmbătă 22 septembrie se vor efectua lucrări în lungile prigoanei pe strada principală. În funcție de condițiile meteo, programul ar putea suferi modificări. Fosta secretară de stat în Ministerul Educației, Oana Badea, subliniază importanța debutului școlarității la vârsta de 6 ani. De altfel, adaugă Democrat Liberal, la introducerea clasei pregătitoare în învățământul românesc se datorează echipei ministeriale din care a făcut parte. În urmă cu 10 ani, învățătoarea Oana Badea era informată despre necesitatea debutului școlarității la 6 ani. Ulterior a ajuns secretar de stat în Ministerul Educației și a pus serios umărul la integrarea acestui deziderat european în învățământul românesc. Atâta timp cât oriunde mergi în țara asta, ți se vorbește despre deficitul de locuri în grădinițe, nu poți să spui că poți să faci clasa pregătitoare în grădinițe. Atâta timp cât ți se spune că există grupe de grădiniță suprapopulate, înseamnă că nu o să poți să mergi în spațiul acela. De altfel, reamintesc, rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar este 78,8%. Europa, pentru 2020, ne propune 95%. Trebuie să ne propunem pași. Pentru că în 2020 poate nu o să reușim 95%, dar ceva trebuie să creștem, pentru că zona educației timpurii este, și dezvoltarea educației timpurii este un concept european la care toată lumea ține foarte mult, pentru că este cea care determină reducerea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a educației. Critică prestația lui Liviu Pop, fost ministru interimar al educației, din cauza căruia, susține Oana Badea, au existat întârzieri în ceea ce privește clasa pregătitoare, dar constată satisfăcută că Ecaterina Andronescu, actualul ministru al educației, recunoaște meritele echipei PDL care a lucrat în Ministerul Educației la elaborarea strategiei de integrare în învățământul primar a clasei pregătitoare. Ceea ce mă bucură însă în acest moment este că doamna ministru Ecaterina Andronescu spune deja, ori de câte ori este în spațiu public, clasa pregătitoare în învățământul obligatoriu trebuie să rămână așa. Ceea ce arată că nici nu am fost niște picați din lună cei care am introdus această clasă pregătitoare. Am avut argumente, n-au vrut să fie ascultate în anumite direcții, dar recunoașterea faptului că anul obligatoriu de la 6 la 7 ani trebuie să rămână așa, a făcut-o în modul cel mai clar ieri, când a fost întrebată direct dacă proiectul deputatului Mircea Giurgiu, care spunea amânarea clasei pregătitoare în 2012-2013, va primi votul de la Senat, și a spus-o clar, nu. Oana Badea este secretar general în cadrul organizației femeilor din PDL. Bugetul transporturilor a fost redus prin rectificarea cabinetului Ponta cu suma de 1,25 miliarde lei, din care aproximativ 1 miliard reprezintă proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Această rectificare va afecta serios lucrările de autostradă Urăștie Sibiu și la tronsonul de cale ferată Coșlariu Simeria, afirmă deputatul Clement Negruț. Recenta rectificare bugetară l-a făcut pe parlamentarul Clement Negruț să constate că actualul executiv a instituit în 3 luni guvernarea haosului, a șomajului și a inflației. Efectele rectificării sunt, în opinia mea, punerea în pericol a creșterii economice, a locurilor de muncă și creșterea datoriei publice. Se pune și întrebarea de ce acest lucru. Pentru că USL-ul a redus fondurile alocate pentru investiții și a crescut cheltuielile pentru consum. Peste 2 miliarde de lei au fost tăiate de la investiții, din care mai mult de jumătate de la Ministerul Transporturilor, care i-a alocase pentru proiecte de infrastructură rutieră. Guvernul Ponta a tăiat și 87 de milioane de lei de ajutoarele de stat gândite pentru a proteja și crea locuri de muncă. Rectificarea afectează mersul lucrărilor la obiective extrem de importante pentru județul Alba. S-a făcut o rectificare negativă pe tronsonul de autostradă Lugoș-Deva. Știm foarte bine că acest tronson de autostradă este legătura între Sibiu și Nădlac.
din suma aprobată de 962.062 milei, au rectificat în minus cu 267 de milioane 711.000 lei. Deci au luat 267 de milioane de la această, din 962 de milioane, 267 le-au luat, doar vorbesc de sumele alocate pe anul ăsta. Chiar făceam referire și ne mândream cu faptul că au fost alocate sau printr-un proiect de reabilitare căii ferate pe tronsonul 4 paneuropean pentru creșterea vitezei la 160 de km pe oră, două tronsoane importante, Cojlariu Simeria și Cojlariu Sighișoara, urmau să fie modernizate și să se acorde sume chiar importante pentru aceste tronsoane. Cred că ați văzut și dumneavoastră, au și început lucrările, se vede și la Vins, pe lângă care ferată, de fapt, se va lărgi, vor apărea în colinie, în zona podurilor se vor mai construi câte un pod. Vă pot spune că pe Cojlariu Simeria s-a redus de la 310 milioane, a fost rectificată negativ, s-a luat suma de 113 milioane. Deputatul democrat liberal estimează că de la instalarea guvernului Ponta și până la alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an, țara noastră va pierde aproximativ 20.000 de locuri de muncă. Dacă diploma universitară era acum câțiva ani un vis îndrăzneț pentru multe generații, iar accesul în mediul universitar era extrem de dificil, în prezent lucrurile stau exact invers. Există o inflație de posesori de diplomă, însă diploma nu mai garantează și o carieră. Absolvirea unei universități a fost mult timp o garanție pentru o carieră reușită și șanse mai bune la angajare. Cu toate acestea, numărul mare de facultăți private și abundența de tineri care termină anual studii superioare fac ca angajatorii să își modifice criteriile de recrutare. Așa că diploma de facultate contează doar în proporție de 30% la angajare și nu influențează salariul primit. Companiile vor să angajeze ingineri sau IT-iști, însă piața muncii este supra-saturată de alte meserii. Mulți dintre absolvenți ajung direct șomeri pentru că au așteptări nerealiste. Ei cer un salariu de 7-800 de euro fără să aibă experiență pe postul respectiv. Specialiștii spun că atunci când vine vorba despre o mărire de salariu, contează trainingurile făcute, masterul sau doctoratul. În ultimii 20 de ani, reformele în învățământ nu au încetat să apară, însă de cele mai multe ori acestea au fost pe jumătate aplicate și ministrii educației s-au schimbat la fiecare bătaie de vânt, lăsând în urma lor lucruri neterminate. Ecaterina Andronescu, de exemplu, ocupă pentru a treia oară această funcție. Primul ministru postcomunist al educației a fost filozoful apolitic Mihail Sora, care peste două luni va împlini 96 de ani. Acesta a condus ministerul jumătate de an până la alegeri. În guvernul Petre Roman a condus educația Gheorghe Ștefan, iar pentru un an și jumătate sub Teodor Solojan a venit Mihai Golu, tot un social-democrat. În guvernul Ciorbea, Virgil Petrescu a fost înlocuit de Andrei Marga. După acesta a venit Ecaterina Andronescu, iar la trei ani după numire, ea era remaniată de premierul Adrian Năstase. În 2008, Andronescu obține un alt mandat. Daniel Funeriu a venit la conducerea ministerului din 2009 până în 2012. În guvernul Ungureanu a fost numit în funcție Cătălin Baba, iar în guvernul Ponta a fost numit Ioan Mang, succesoarea sa fiind Ecaterina Andronescu, cea care ajunge la al treilea mandat la educație. România este codașa Europei la educație, o arată studiile realizate de Comisia Europeană. Vă întrebați care sunt motivele? Sistemul nostru de învățământ față de altele europene nu are o strategie pe termen lung asupra căreia toată lumea să se pună de acord, iar investițiile la noi sunt de 10 ori mai mici față de țările nordice care au cel mai bun sistem de învățământ. Un elev român stă minimum 25 de ore pe săptămână la școală. În țările nordice, dar și în sistemul britanic, elevii dedică cel mult 18 ore pe săptămână pentru cursuri și teme. Predarea după dictare și memorarea unor informații inutile sunt o obișnuință în învățământul românesc. În sistemele de învățământ de referință, elevul este evaluat continuu. Finlandezii, de exemplu, nu pun note până la clasa a șasea, în timp ce elevii români vânează note pentru că știu când vor fi ascultați. Sistemul nostru de învățământ este cu cel puțin
din 15 ani în urma sistemelor educaționale din Europa și cu 30 de ani față de țările nordice, iar diferența cea mai mare se vede în investiții. În Marea Britanie, în ultimii 5 ani, s-au dat între 10 și 12% din produsul intern brut. În România, pe hârtie, de 5 ani se dau 6% din PIB, dar în realitate au fost 5% în 2007, 4,2% în 2008 și am coborât până la 3,6% anul acesta. Statul român alocă 2.858 de lei, echivalentul la 860 de euro pe cap de elev. Marea Britanie alocă anual de 6 ori mai mulți bani pentru un elev. Cei din învățământul primar primesc 4.896 de euro, iar la gimnaziu și liceu depășesc 5.500 de euro. Criza economică din Grecia aduce tot mai mulți studenți universităților din țara noastră. Aceștia aleg să studieze în România datorită costurilor mult mai mici. În 2008, când a început recesiunea la nivel mondial, interesul tinerilor greci de a studia în țări ca Marea Britanie, Italia, Franța, Germania și Statele Unite a scăzut în mod semnificativ în contrast cu țările balcanice. Astfel, în 2011 erau 2339 de studenți greci în universitățile din Bulgaria, România, Slovecia și Cehia, comparativ cu 1315 în 2007. Numărul lor ar putea crește până la aproximativ 2600, Grecia fiind în al cincelea an consecutiv de recesiune și în al doilea an și jumătate de măsuri de austeritate dure care au condus la tăieri ale cheltuielilor guvernamentale, inclusiv în domeniul educației. Cele mai populare universități din țările balcanice în rândul grecilor sunt cele de medicină, stomatologie și farmacie cu 28%, pedagogie și drept 24%, urmate de politehnică 20% și studii economice 16%. Microsoft a terminat deja Windows Phone 8, ce a fost trimis în versiunea finală producătorilor de smartphone-uri cu noul sistem de operare. Evenimentul Microsoft Windows Phone 8 va avea loc în data de 29 octombrie. Primele smartphone-uri Windows Phone 8 vor ajunge în magazine la începutul lunii noiembrie, la câteva zile după ce Microsoft prezintă funcționalitatea completă a sistemului de operare. Prezentarea din această vară a Windows Phone 8 a inclus câteva îmbunătățiri importante față de versiunea precedentă, însă compania a lăsat de înțeles că mai există și alte funcții ce nu au fost amintite până acum. De amintit este faptul că noul sistem de operare mobil nu va fi suportat pe telefoanele mai vechi. Pentru acestea, compania a anunțat o altă versiune care va porta ecranul de start de pe noul sistem de operare. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii și știrile sportive. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Sâmbătă pe stadionul din Cetate, echipa Faneona județului Unire Alba Iulia a întâlnit formația UTA Arad. Echipa antrenată de Stelian German era văzută victimă sigură în fața bătrânei doamne, însă uniriștii s-au dezmințit și au reușit o victorie mare cât Unirea din 1918. Trupa din Cetate a reușit două victorii din trei posibile și cu 6 puncte în primele 3 etape, obiectivul echipei mai exact, salvarea de la retrogradare, pare de îndeplinit. Cu restanțe salariale mari și cu un bucătar care își antrenează, Unirea continuă să facă minuni în Liga a doua. În prima etapă, Unirea a câștigat împotriva celor de la FC Universitar Baia Mare, după care au pierdut în deplasarea de la Oradea. Grupul de jucători antrenați de Stelian German a sudat foarte tare și rezultatele au ajuns să se vadă pe teren. Sâmbătă, Unirea a repus o echipă ce își dorește promovarea în prima ligă, UTA Arad. Istoria partidei a fost scrisă de tânărul Petrescu în minutul 8, când a deschis scorul cu un șut frumos la colțul lung al porții arădene. Tabela a rămas intactă pe durata întregii partide după golul lui Petrescu, însă arădenii au avut ocazii foarte bune de a marca, dar portarul împrumutat de la campioana CFR Cluj, Tiuț, a avut din nou o evoluție remarcantă. Cu un lot destul de slab, atât din punct de vedere valoric cât și numeric, echipa din Alba Iulia face minuni și speră să evite retrogradarea, care la ora actuală pare mai ușoară decât se aștepta întreaga suflare fotbalistică, ce vedea Unirea Alba Iulia o echipă desființată. În etapa următoare, Unirea se va deplasa la Timișoara în vederea disputării partidei contra celor de la ACS Poli Timișoara.
La finalul săptămânii trecute, Europa Alba Iulia a câștigat primul punct din Liga 3-a. Punctul revenit europenilor vine în urma remizei cu FCM Turda, la capătul unui meci de infart în care jucătorii din Drâmbar au condus cu 2-0 și au fost egalați în minutul 87. După acest început nefast de campionat, conducerea clubului este pe cale să renunțe la antrenorul Radu Andone. Europa Alba Iulia a câștigat un punct, dar toată lumea poate să declare că jucătorii antrenați de Radu Andone au pierdut 2 puncte. Cum ne declara și președintele echipei în urmă cu ceva vreme, începutul de campionat este cu adevărat de foc, însă acest foc se pare că arde cam tare în tabăra Europei, care după 3 etape este gata să renunțe la actualul antrenor. Cu un singur punct din 9 posibile, Europa dorește să îl aducă pe banca tehnică pe fostul secund al formației FC Universitar Baia Mare, Ciprian Dorobanțu. O altă variantă ar fi readucerea la echipa lui Gabi Rotaru, liber de contract după ce Zlatna nu a fost programată în Liga a 4-a. Roti ar putea fi cu siguranță prielnic echipei, atât din teren cât și din afara lui, însă puterea deciziei se află în mâinile conducătorilor, care cu siguranță vor cântări foarte bine opțiunile pe care le au. În scurt timp, cei interesați de echipa Europa Alba Iulia vor afla cine îi va conduce în următoarele meciuri, care vor fi cruciale. Vineri, europenii se vor deplasa la Câmpia Turzii pentru a întâlni formația puternică SESO Câmpia Turzii. Echipa de fotbal feminin Avobia Alba Iulia a evoluat duminică pe terenul secund al stadionului Cetate în primul tur al Cupei României de fotbal feminin. Fetele au întâlnit echipa Viitorul Reghin, o veche cunoștință a doamnelor din Alba Iulia. Până la meciul direct din cupă, Navobia a reușit o victorie și o înfrângere împotriva celor din Reghin. Însă de această dată, în meci direct, fetele din Reghin le-au învins pe reprezentantele județului nostru. Chiar dacă nu a mai fost la fel de cald precum la primul meci din Liga 1 de fotbal feminin, spectatorii nu au evitat să le susțină pe fetele antrenate de Cătălin Popa. Lipsa experienței își spune cuvântul în cadrul echipei Navobii, motiv pentru care fetele au pierdut primele 2 meciuri oficiale din istoria echipei. Nu a fost un joc tocmai prost pentru fetele din Alba Iulia, dar fotbalul se joacă pe goluri și Viitorul Reghin a fost echipa care a reușit să înscrie de-a lungul întregii partide. Golul oaspeților a fost înscris în ultimele minute din dispută după un șut deviat al unei jucătoare din Reghin. Remarcată la această partidă a fost portărița din Alba Iulia, care cu siguranță fură meserie de la antrenorul său Cătălin Popa, a fost portar al Unirii Alba Iulia. Scorul final a fost de 1-0 pentru fetele Viitorului Reghin, iar reprezentantele județului nostru așteaptă primele puncte în campionatul românesc, o experiență îmbucurătoare pentru toți iubitorii fotbalului. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am început săptămâna cu norări temporare. Temperatura aerului are valori normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade și minime între 8 și 18 grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, găsim înregistrate în această seară 17 grade la Alba Iulia și Sebeș, 16 grade la Aiud și Blaj și 13 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de 15 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 14 grade la Aiud, 13 grade la Blaj și 11 grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vom avea o zi cu vreme în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu unele înorări în timpul zilei, când pe arii restrânse, îndeosebi la munte, va ploua slab. Vântul va sufla de la slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade, iar cele minime între 10 și 18 grade, ușor mai coborâte în depresiuni. Dar să vedem care sunt maximele de mâine. Se vor înregistra 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi aproximativ 27 de grade la Aiud și Blaj și 25 de grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Poi mâine vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu unele înorări și pe arii restrânse ploi de scurtă durată în zona de munte. Spre seară și noaptea, nebulozitatea se va accentua și vor fi posibile averse însoțite de descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime, în general, între 7 și 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!